Este un incendiu foarte mare ce are loc în momentul de față chiar în București, la un centru comercial. Dana Cuță are informații. Bun găsit, Dana, ce se întâmplă acolo? Unde este? Dana, Dana, ni s-a întrerupt legătura. Sunt imagini absolut spectaculoase cu acest incendiu la centrul comercial. Încercăm să o regăsim pe Dana, care aleargă printre pompieri. Am regăsit-o pe Dana. Bun găsit încă o dată, Dana Cuțăr. Ce se întâmplă și unde, la ce centru comercial are loc incendiul? Bun găsit, este un centru comercial foarte cunoscut, calea 13 septembrie, este de fapt un complex comercial acolo și în momentul în care a izbucnit incendiul înăuntru erau atât clienți cât și angajații acestui centru comercial, vânzători acolo în zonă, au ieșit cu toții afară și au sunat la 112. În acest moment, din informațiile pe care le avem, arde întreg complexul comercial, cel puțin partea de sus, partea superioară arde în totalitate și vântul, iată, se întețește flăcările și fac ca acestea să se extindă cu repeziciune. Intervin foarte multe autospeciale de pompieri la fața locului, sunt undeva la 7-8 autospeciale în acest moment și este posibil ca numărul acestora să fie suplimentat. Evident că vor trebui și autoscări acolo, pentru că fiind vorba de un complex comercial situat pe mai multe niveluri, evident trebuie autoscara ca să ajungă mai repede pompierii și să încerce să lichideze incendiul, să urce pe toate flancurile clădirii pentru a face acest lucru. Să sperăm că nu sunt victime în acest moment. Dana, au reușit să evacueze centrul comercial? L-au evacuat în timp? Din informațiile pe care le avem, oamenii ar fi reușit să iasă, dar evident se vor forma echipe de pompieri care vor căuta în întreaga clădire să se asigure că cineva nu mai este prins în interior și că nu a putut să se evacueze. Sunt degajări mari de fum acolo. Iată că au revenit pompierii acum cu ultimele informații. Sunt 8 autospeciale cu apă și spumă, dar și 2 autoscări care intervin în acest moment acolo, spuneam. Arde la nivelul acoperișului complexului comercial. Este un complex comercial unde sunt mai multe firme în interior. Acolo, evident, erau foarte mulți angajați, dar și clienții în toate aceste magazine. Văd că există clădiri în imediata apropiere. Oana Pădurearu, meteorologul România TV, este alături de noi. Bun găsit, Oana, vântul întețește aceste flăcări. Care este pericolul să se extindă focul la clădirile de alături cu acest vânt? Bună ziua, bine v-am găsit. Da, încă mai sunt intensificări ale vântului, într-adevăr, nu la cotele din orele anterioare, nu atât de puternic. A scăzut deja la viteze de 50-55 de km pe oră, iar tendința este de diminuare, dar, într-adevăr, prezența intensificărilor de vânt, chiar și cu aceste viteze, pot înteți flăcările în momentul de față. Circulația este din sector nord-estic, deci direcția de deplasare ar fi către partea de sud-vest a orașului, în ceea ce privește direcția de deplasare a fumului și, evident, dacă este să se extindă, din nefericire, acest incendiu, tot către partea de sud-vest a orașului ar fi orientarea. Dar totuși, după cum spuneam, veștile sunt bune, pentru că în maxim o oră ar trebui ca diminuarea intensificărilor de vânt să fie chiar considerabilă.